Vreau să vă spun că mă leagă de tânăra noastră poetesă, mă leagă o prietenie veche și solidă, consistentă. Și am urmărit cu foarte mare atenție atât traseul ei intelectual-cultural, cât și creația sa de până în acest moment. Până în momentul de față, distinsa autoare s-a evidențiat prin niște cărți de, să spunem, de meditație, în care cărți în care textele aveau o foarte puternică încărcătură ezoterică creștină, și două cărți de comunicare, acelea fiind cărți eminamente științifice, cărți care se adresează unui public avizat. De data aceasta, Daniela scrie o carte care, vreau să vă spun, pe mine m-a tulburat și m-a surprins prin seninătatea, consistența și frumusețea limbajului. Dacă ar fi să... Eu imediat, întotdeauna când citesc o carte, încerc să fac asocieri și să văd unde am mai citit ceva asemănător. Și cred că am mai întâlnit un limbaj poetic de acest nivel în cărțile scrise de St. John Peirce, iar ca tematică, cred că, așa ca subiect, fiind subiectul principal fiind iubirea, am mai întâlnit încărcătură de aceasta foarte consistentă în Grădina Iubirea lui Rabindranath Tagore. Aș vrea să vă spun că este tulburător faptul că nici această carte nu scapă de amprenta ezoterică foarte puternică a ei, a acestei autoare, pentru că ai senzația în permanență că se face un fel de echivalență contemporană la marile texte, atât erotice cât și ezoterice, cum ar fi Cântarea Cântărilor. Ai senzația că asculți mărturisirea Rozei dintre voi, atunci când personajul feminin își declamă iubirea față de iubitul sau absolut. Trebuie spus că este o carte foarte actuală, este o carte surprinzătoare datorită faptului că, știți, de fapt nu avem de-a face cu niște poeme. Avem de-a face cu niște poeme în proză, punctul meu de vedere, poeme în proză de un lirism și o densitate ieșită din comun.